A scos o vezi pe live după aia. Ai Facebook? Nu și pe Instagram. Am înțeles. Că toată lumea se sperie. Aoleu, dar cu ce te ocupi? Asta e prima reacție a oamenilor. Nu existi. Dacă n-ai Facebook sau Instagram, nu existi. Nu mi-e foarte bine așa cum sunt. Știi cum e partea asta cu social media? În ultima vreme a ajuns o referință bună, dar în același timp și puțin primejdioasă, să zic așa. Exact. E vorba de care parte a baricadei vrei să te afli. Și când te angajezi undeva, te caută companiile, te caută și pe fie LinkedIn, fie și fac între LinkedIn și Facebook o comparație. Și dacă pe LinkedIn ești manager, nu știu ce, managing partner, bla bla, și pe Facebook ești numai pe distracție, o să zic că n-are nicio treabă, e făcut. Tocmai de-aia nu am Facebook. LinkedIn am, e singura, să neața, zicem, neața. Dar nu prea de socializare aia. LinkedIn nu devine o chestie... Devine, am văzut că devine. Neața, neața. O probă de sunet, vă rog, un mesaj, că mă auziți, e suficient. După ce avem și mesajul cu proba de sunet, o să vă spunem și ce avem de făcut azi. O operație mai rar întâlnită. L-avem pe maestru Sandu aici. Pregătește piesele. Mulțumesc frumos, Edi. Ce avem noi aici? Senzor nivelului. Bun. Avem un F34, un 340D. Pe lângă revizii și ce mai avem de făcut astăzi la ea, va trebui să schimbăm și senzorul de nivelul ei și am zis cu ocazia asta să vă arătăm și vouă cum se schimbă. În momentul de față, nu-ți mai citește bine ce... E o diferență, cred că, de un litru undeva de ulei, un litru, poate un litru și jumătate. Față de ce ți arată? Dacă tu l-ai full nivelul, el îți arată... E sub, ok. La jumătate sau un pic mai jos. Deci am înțeles. Și tot așa, știi? Deci un decalaj. Mulțumim frumos, Vasile. Da, clientul, după cum l-ați auzit, spune că are o diferență de un litru de ulei între nivel și ce arată senzorul. Și cu ocazia asta o să vedem și după ce îl schimbăm, o să vedem exact nivelul. Ne-ați alătat o lume, hai că ne adunăm. Să vă povestesc un pic despre mașină. Este un F34 340D. Are un stagiu 1 făcut. În momentul de față, mașina dezvoltă undeva la 384 de cai măsurați, 296 pe dyno, stocul. Bine, am echipată cu un pachet M, tot ce înseamnă frâne, jante interior, discurile de 340 cel puțin pe spate și cu 360 pe față. O mașină foarte întreținută, are 100.000 de kilometri până în momentul de față. Ca să înțelegeți, când ai BMW de aproape 400 de cai, trebuie să te asiguri că ai și anvelope bune, să o menții din scurt și să o întreții din scurt. Ramflet, cauciucuri 2020, adică tot ce trebuie pentru a putea pune cai jos. Unde-i senzorul ăsta, Andule? Aici l-am scos, l-am. L-ai și scos? Da. Hai că o să fac și o poză la ala vechi. Aici este locul unde se montează senzorul nou. După cum puteți observa, baia este din fier. Ca procedură, prima dată decuplăm tot ce înseamnă electric, pentru că acest cablu ar veni aici, iar pe sub scutul de plastic și între scutul de plastic și baie există o pâzlă de protecție. Deci așa un pic așa și urmă, da? Ce nu mi-ai zis, mă, că-l țineam eu? F34 e, nu? F34. Mm-hmm. 40D. Nu, e 335 de U. 335, a, uite, stai că chiar mi-a atras cineva atenția. 335, uite, scuze, ai dreptate, Silviu. Da, tot biturbo, tot aceeași chestie, ca și putere. Da, e cel de 330, 313 cai stop. Pam, 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 pam. La cât le strângi sandule? Acum le apropii și le strângem la 10 minute. La 10 minute? Înțeles.
E incredibil cât de curată e pe interior. Pe dedesubt. Clasicul Lifetime Oil. Să vii să-l schimbi 10.000. Ce? Nu, e că zic ăștia că e ulei, e pe viață, e lifetime. A, da. Să vii să-l schimbi 10.000. Da, știu că trebuie să-l schimb. O să vin să-l schimb. Uite, apropo, ce vă spuneam noi, la ce temperatură se face nivelul? Uite, vedeți? Oil filter de temperature, filling temperature, pardon, 40 de grade, up to 50, da? Dacă scrie și pe... Și acum, curios, de ce ar scrie la cât să-l... la ce temperatură să-l umpli dacă nu s-ar schimba uleiul? Deci orice BMW are frână Brembo. Asta clasice. Ce vine din fabrică. Ca să știți și unde vă uitați. Da, ai și LED pe proiectoare, văd. Da, e un LED adaptiv. Cum stă în sandul? E aproape gata, a? Mufă pusă tot la locul ei. Mai avem de strâns la cuplu și cam ați. Hai, nu, nu, că încercam să mă dau pe lângă tine. Asta este puzzle despre care vă povesteam, că trebuie dată jos ca să ajungi la senzorul de nivelul ei. Întrebări dacă aveți. Hai să vă arăt o chestie mișto. Alin, ce ai spus că sunt astea? KS Tools? E pere. Da, băieții dacă au și sandwich-ul la ei, au zis să-și ia și niște chei mai speciale. Pe genul, dacă tot se mănâncă BMW pe pâine. Cât a fost? L-ai primit cadou pe ăsta? E tare rău. Nața. Mulțumesc, Eddie. Tot timpul să aveți aceste protecții la mașini când vă repară cineva ceva pentru a nu vă zgâria aripile. Gata, Sandule? Cuplăm? Rămân apoi tot, nu? Dacă ne rămân piese, mai facem o bicicletă. Cum a zis Cioc, dacă ne rămân piese de la distribuție, facem o motocicletă. Păi genul și cu scuterul ce fac dule? Păi el că e cadou, ți-ai rămas de la mașină. Haideți să vă arăt și senzorul cum arată. Senzorul vechi pe care l-a pus Sandu aici în fundă. Senzorul a venit pe original. Apropo, piese originale pentru revizie. O să vedem, sunt curios după ce facem și nivelul la ulei, să vedem exact ce citește. La capatul de cachete aveți o cantere de ulei. Da? Ia. Capatul de cachete. Oho! Hai că se vede, da? Lugește pe acolo. Îl vezi? Aha. Că nu l-a repus. Nu e de 400 de asistență, nu? Da, Ivan. Acum o să vedem. Ai nimic. O să acolo, avem o scurgere de ulei
pe care va trebui să o remediem la următoarea revizie. Va trebui garnitura. Aveți că ai o scurgere de... Se arată sandu, e pe sub mașină, dar e scurgere, se vede clar că ai destul de mult ulei. Și te poate fi mă oare felat, nu? Acum nu. Păi trebuie să dai capacul dată, că e jos. Ah, de primăvară. Da. Ziceai că vrei să stai doar 2 ore aici. În păcate a avut și un eveniment mai puțin fericit. S-a rezemat cineva de el în trafic. A, stai liniște că nu se întâmplă nimic, că nu e... Mie nu-mi place să merg cu ea așa, de obicei. Am înțeles, îți rămâne pe creier. Da, dacă aș avea timp, aș veni tot și timp până plec, că plec vineri, dar nu cred că e timp. Când știu că am o problemă. Nu e nimic grav. Scurgerile de ulei de la capacul tachez la BMW e ceva din meniu, adică... A, e, da, am înțeles. Da. Da, vine la pachecu. Și vine, dori da. Și scurgeri de ulei, da. Da, am înțeles. Cum ar fi asta, Sandor, să duci ce faci, să ai pe lista de opțiuni scurgeri, ulei, capac, tacheți. By default. Da, sau în câți kilometri vrei să apară? 10.000, 50.000? Opțiunea, vrei să-i... Opțiunea, da, drive free. Băi, eu nu înțeleg la BMW, deci își ia drive train în orice și de multe ori nu apare pe lista. Că zici că are Alzheimer, știi, și aduce aminte, după aia uită. Că ai descoperit scurgere. Aia, o să vezi în raport. Când primești raportul cu lucrarea în sine, o să vezi în raport. Dar să ai răbdare să-l citești, că să fie un cearșaf. Ce să fac? Aia, cât conduc, ce am de făcut? Cât stai în trafic, da, bară la bară. Și nu stau de aici, nu stau departe, aici, în cealaltă capăt, în Băneasa. Aia, asta este. Te-am pus eu. Ți-ai acolo, nu știi că e serviciu în Ferentari? Băi, nu mi-am luat eu nevasta mea. Eu sunt de aici, din Ferentari, ai să râzi. A, am înțeles. Aici, la 3 străzi mai încolo. Stai, Aline. Mi-am luat nevasta cu casa asta, de ce să fac? Văzusem una pe TikTok și spunea de... Apropo de casă, că păi dacă n-ai, dacă ești homeless, e simplu să nu mai fii homeless. Cumpără-ți o casă. Sau tensori. Da. Prima variantă ar fi mai bună, nu? Care? Să-ți cumperi sau să tensori? Să-ți cumperi. Acum nu, știi cum e, nu facem distribuire. Mai glumim și noi, nu? Normal. Cum, dacă nu era bine, nu făceam niciunul din noi până la urmă. Corect. Sandule, vezi că am văzut un pe LinkedIn că angajează ăștia de la Ferrari, de la Pit Stop. Au nevoie de unul care se miște repede cu schimbul de șuruburi. E bun la casa omului. Șurubul sau? E că mai avem de pus uleiul după aia și să măsurăm nivelul, să vedem exact ce a făcut senzorul nou. Nu face acum asiguratorul, plătește ce să mai. Auzi, mă, Sandule, la când erai mic ai avut partea de Lego? Ceva de genul. Desfăceam tot ce primeam. De pus la loc nu mai contează, de desfăcut. Bă, ce vorbeam și ieri cu Cioc, ce nu-mi place când facem live este că sunt multe momente moarte, știi, și nu... E boring, nu ai de ce să stai să privești. Ai zis că măcar când lucrezi delicat așa și fin, măcar îți place ceea ce vezi. Neața, hai că am văzut că ai ajuns mai târziu. Asta, pentru cine a intrat mai târziu, am avut de schimbat un senzor de nivel ulei la un F34 35D, că m-a corectat cineva. 335, da.
nu mai citea cum trebuie uleiul. Eu arăta cu un litru în minus față de nivel, chiar dacă nivelul era făcut conform specificațiilor. Dacă zi Newton strânge asta sau nu? 10. Mi-ai arătat 10 cum arată polițiștii în Signa, știi? Ia repede, pa, pa, bună ziua, dar... Ai văzut, n-ai văzut, e problema ta, eu ți-am arătat. Este o devină că nu ești tu atent. Îți mai trebuie vreo 3 pe aici, Sandru. Am ajuns să luăm șuruburi de-astea în plus, știi, că mai vin fără ele. De ce nu mă miră? Păi nu trebuie să te mire, că mai vin de la... De la reprezentanți, în general. Da, au obsesie pentru șuruburi. Am văzut că îți mai șutesc câte ceva. A, nu, hai să nu vorbim că... Le uită, pardon, iar că am greșit și eu. Ai avut neplăceri cu serviciile? Băi, neplăceri, da, am avut foarte mari neplăceri cu toate serviciurile oficiale, sincer. Foarte mulți neprofesioniști, din păcate, conduc... E greu să-ți un serviciu mare și să ai tot timpul oameni pregătiți, pentru că ai volum mare și automat trebuie să și înveți. Eu înțeleg, dacă îmi reprezinți o marcă, cum e BMW-ul măcar, hai să nu reprezinți Dacia, cu căruia nu-i pasă nimănui de ea. De ce? Că e un dealer care vinde și Dacia și BMW. Nu mă refer la de ea, mă refer la reprezentanță de serviciu și așa mai departe. Și ești tratat începând de la prima parte a lucrătorilor în mod neprofesionist, atunci e o problemă mare. Asta e partea. Băi, auzi, nu are scurgeri pe aici, pe jos? Să nu se pare mie. Nu. Nu? Ce mai avem să am de făcut? Avem de pus uleiul în motor? Ce anume? Să băgăm uleiul, diagnoză. Am înțeles. Mașina o să aibă și o verificare generală pentru a vedea ce defecte mai sunt prezente. Faci filtre de post? Am impresia că ai pe 20 ăsta. Că? Am avut impresia că ai pe 20 jantele. Nu, sunt 19. 19, da, mă, sunt 19. E, 19-20 e. E suficient oricum, pe 19, pentru România nu cred că este mai așa și e cam la... Pentru mașina asta, mărimea asta. Cred că 17 sunt suficient. Corect. Eu simt diferența de la 9, 18 la 19 iarna, într-adevăr. Ce faci, Sandule, aici? Măsori... Nu, dar m-am plăcut ele. Hai să vedem cum se măsoară plăcuțele. Pam, pam. Stai un pic mai aici și să... Îmi pot vezi din ăsta pe... Să vedem, din ăsta pe rapid. Au văpat. Trebuie pufăre. Din păcate toate se macină sus la prindere de la mizerie și pe aia se... E tot așa de la BMW, nu? By default. Da, da. Am un cercuit, un hibrid, are 230.000 de kW și vreo 9 ani, dacă n-am schimbat absolut nimic pe ea. Crede-mă. Și merg cu ea, adică am făcut 100.000 euro în țară. Da, dar n-ai plăcerea de a conduce. Te urci în aia, e o chestie normală, adică... Nu, pentru că off-grid nu chiar este... E altceva. Da. Sunt dar urmă în două, mă întorc la altă o parte. Au! Se întâmplă mai ales că s-a făcut. Se duc campanelul pentru care e comat. La campanul de aici. Faci dragoste cu ea, mă, Sandra? Da. O iubești? Da, n-ai mai văzut-o de mulți, era dor de ea. I-am mai băgat 2 cai acum, cât a strâns-o în brațe. Nu, că-ți dăm noi un apțipil cu B4 și I10.
Avem și mirositoare de parbriz, îți dai seama, acolo mai încă 5. Da, clar, te adunăm. Pleci cu 500 de cai dacă mai pune ceva. Fiind și în fermentare aici găsim și o căruță cu 2 cai, ce aia e? Păi ai pui în spate este să te împingă. Mai trec pe aici pe străzi, mai fiare adunăm, mai... Nu, hai ca să nu vorbim, că nu avem voie să stăm pe alea, să nu discriminăm o anumită parte a societății. Nu discriminăm. Asta ce n-am aici? Are o pâzlă de aia termică pe interior? Da. A? Da, să n-ajungă căldura la plastic, să-l topească. Cum arată un far original. Păi pui ulei acum, Sandu? Dacă aveți întrebări și orice fel de întrebări, să mai animăm un pic partea asta de comentarii, ar fi excelent. Salut, Sorin! Cât intră în asta? 6.30. Așa te introduce uleiul acum, nu? Da, păi da... Unii folosesc pâlnie de aia de murături. De, chiar mă, de... prima oară când văd aparatul ăsta de pâlnie. Păi e mai simplu pentru că ai... poate fi și presetat direct pe modelul de mașină și de 6.5, 5.2, 5.1. Dar măcar știi că îl pui la virgulă. Da, corect, foarte, foarte mișto. Nici la reprezentantă nu cred că au găsat. Da, Cosmin, se poate face, dar lasă-o pe Messenger ca să-ți răspundă colegul de la electrică. Auzi, mă, că la pumpă ai pus la benzină, mă jur. Da, și-am știut că doar acum... De 50 de lei. Nu trebuie și pistolul, știi? Ai pus de 50 de lei. Salut, Alexandru, salut! Pe... și una și alta, Cosmin, unde ți-e ție mai ușor? Te vezi asta de că e după 2015, nu mare castrul pe Bușan. Și acum ce faci, Andrei? Pui înapoi gestiunea de electrică? Cu plăcere, Cosmin. Neața. Francesco, Neața. N-ai fost mai devreme cu noi aici, am avut de schimbat un senzor de nivel ulei. Am avut de făcut și o revizie și o constatare generală pentru un F34 35D. Da, mulțumim, Sorin, chiar avem nevoie. Acum, după ce am pus și uleiul, să-i verificăm și nivelul, să vedem dacă citește corect pentru cine nu a fost cu noi de la bun început.
Mașina asta citea cu un litru minus cu nivelul de ulei, în condiția în care uleiul era tot timpul la nivel, adică 6 litri jumate. Fiind un motor de 3, cam atâta intră. Sandule, intri în operație, mă? Se spală, când se spală pe mâini, se spală până la coate, Sandu. Câteodată am impresia că face duș. Dar e foarte bine că face așa. Mm-hmm. Foarte puțină lumea face chestia asta. Am un N22, vibrează ușor volanul. Mai echilibrează și tu roțile. Sau du-te la cineva care le echilibrează cum trebuie. Dacă nu scap cu echilibratul, verifică-ți discurile. Și eu am avut problema asta. Discurile de frână e posibil să fie ovalizate și la o anumită rotație începe să-ți facă oscilația asta. O pornești? Miau! Pare ce precum pisica, miau. Da. Hai să verificăm și ulei. Verifici nivelul, Sandu? Ha? Am înțeles. Dar nu o să-i zicați că e imediat acum. Bă, mi-a zis că trebuie să îngălzească un pic. Da, trebuie să meargă cu ea. Nu, nici pe loc, nu te lasă. Nu știu de ce. Dar abia după ce citești ea că mergi un pic cu ea. Trebuie să dai o tură cu ea. Am mai încercat pe loc, nu aia. Deci când e cald, dacă mergi 2 ore și ai lăsat-o, ai pornit-o, ai oprit-o, nu aia. Păi uite ce scrie. Measure only possible after long drive, approximately 30 minutes. With engine switched on, correct results only obtained when stationary on level ground. Mai are. Să încălzească. Nu, degeaba scrie aia, că putem, dacă faci o tură... Nu, ai uleiul pe, uleiul pe rece, este... Ok, în cazul ăsta o să vă trimitem o poză, lăsăm o poză cu nivelul de ulei și să vedeți exact cum funcționează. Până atunci, vă urez o zi bună, mulțumim frumos pentru că ați fost alături de noi și ne auzim cu prima ocazie. O întrebare pentru voi, doriți să facem filmuleț gen vlog? Să-l postăm sau mergem cu partea de live-uri în continuare? Lăsați un comentariu vostru aici jos și să luăm o decizie. Mulțumim și o zi bună!